Am revenit. Ionela Luciu, președinte Asociației Aparentis, este de această dată invitata jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Bună și bine v-am găsit. În această perioadă, asociația pe care o conduceți vine în sprijinul refugiaților din Ucraina, se află în sprijinul lor. Cum anume, ne spuneți dumneavoastră? Asociația Aparentis este, cumva, obiectivul cel mai important este acela de a oferi sprijin părinților și din acest punct am plecat spre a oferi ajutor refugiaților din Ucraina, pentru că, după cum știm cu toții, sunt predominant femei și mame care vin de multe ori singure, însoțite doar de copii, iar ele au nevoi specifice și pentru că specializarea noastră era pe asta și cu asta ne ocupam, a fost firesc să ne implicăm în a le oferi suport și lor. Iar dacă ar fi să vorbim despre cele mai importante nevoi, care sunt? În primul rând, aș spune pentru copiii mici că nevoia de a fi hrăniți în siguranță, cu hrană preparată în condiții de siguranță. Odată suportul pentru alăptare oferit mamelor care alăptează, pentru că întotdeauna laptele matern pentru un bebeluș este cea mai sigură hrană posibilă pentru el, fără riscuri de contaminare, fără riscuri de îmbolnăvire. Și în al doilea rând, pentru copiii care nu sunt alăptați, sau poate nu în al doilea rând, în egală măsură, pentru copiii care nu sunt alăptați e nevoie ca hrana lor specifică, laptele, să fie preparată în condiții de igienă, nu pe marginea saltelei, nu fără condiții de a te spăla pe mâini, nu fără condiții de a steriliza. Și asta a fost foarte important pentru noi, să găsim o formă în care, indiferent cum este hrănit copilul, să fie în siguranță într-un centru de refugiați unde, până la urmă, locuiesc câteva zeci sau sute de oameni, în cazul nostru peste 100 constant, care folosesc băi comune, care folosesc medii, spații comune și care nu au o toaletă a lor în casa lor să poată, sau o bucătărie personală în care să poată să-și prepare hrană. Câți copilași refugiați sunt în această perioadă în centrul dirijat, să spunem așa, coordonat de primăria Iași, pus la dispoziție de primăria Iași? Pus la dispoziție de primăria Iași. Este coordonat de asociații. Este coordonat de 4 asociații. Ne ocupăm de tot ce înseamnă serviciile din centru în acest format, într-o echipă formată din 4 asociații. Câți copii este o întrebare la care nu pot să răspund cu precizie, pentru că este un flux și mereu este în schimbare, însă putem vorbi de copii care sunt sub 6 luni, uneori 5-10 copii pe zi, în fiecare zi, alteori mai mulți, și copii în general sunt peste 50. Cel mai mic copilaș care a ajuns la centru? Avea o săptămână. Cel mai mic copilaș avea o săptămână, dar în acest moment așteptăm o mămică cazată în centru să nască. Așa, deci așa că vom avea de câteva zile bebelușul un pic mai mic, vom bate record. Dacă ar fi să vorbim despre mame, care este moralul lor? Ce ați citit în ochii acestor femei? La prima vedere poate să fie înșelător și poate să pară că sunt foarte stabile, dar ele sunt atât de focusate pe supraviețuire și atât de automatizat tot ca să-și țină copiii în siguranță, să rămână și ele stabile, cu gândul la lucrurile pe care le-au pierdut sau la speranța de a se întoarce sau la speranța de a construi o nouă viață, încât de multe ori nu lasă foarte vizibil să vedem ce se întâmplă în spate. Însă realitatea este că sunt niște oameni foarte obosiți, speriați, stresați, care încearcă să-și caute ancore să supraviețuiască. Au nevoie mai ales de suportul emoțional care este oferit în cadrul centrului. În ceea ce privește suportul emoțional, e work in progress, ca să spun așa. Pentru că, în mod evident, în România nu ne-am mai confruntat cu criza refugiaților veniți din zone de război până acum, sau cel puțin nu în istoria recentă. Și atunci foarte multe lucruri sunt despre cum trăinuim oameni și deja sunt pe teren lucrând și se întâmplă tot felul de lucruri. Însă noi, pentru că de felul nostru facem grupuri de suport, oamenii cu care noi lucrăm în asociație știu să ofere baza ajutorului acolo unde apare o nevoie. Știu să facă o ascultare activă, empatică, știu să pună întrebări și știu unde să nu mai pun întrebări.
Aveți nevoie și de translatori? Sunt astfel de situații? Cum vă descurcați pe partea aceasta? De cele mai multe ori este nevoie de traducere. Foarte mulți dintre refugiații ucrainieni știu rusă și ucraineană și atât. Nu cunosc nici engleză și nici română. Și atunci e nevoie de translator. Dar în acest moment avem translator cu care lucrăm și translator cu care am construit o echipă foarte bună, care au învățat în timp exact cum să facă lucrurile bine, să poată să transmită și emoția pe care o transmite refugiatul atunci când vorbește și emoția noastră, să o pună în cuvinte, în spirit, mesajele în spiritul lor și poate nu neapărat în litera lor. Probleme medicale au avut acești oameni, acești copilași? Zilnic. Zilnic au probleme zilnic medicale? Zilnic în centru există măcar una, două probleme medicale de gestionat, pentru că au venit oameni normali, adevărați. Exact. Și atunci când vorbim de un număr mare de oameni, procentual e normal să apară probleme medicale. Ajung și la spital? Da. A fost nevoie și să meargă la spital, odată pentru vizitele care continuau tratamentul sau îngrijirile medicale pe care ei deja le aveau, pentru că unii au venit cu probleme cronice, alții au venit cu probleme acute, dar care abia începuseră și trebuia să le oferim continuitate. Lucrurile arată diferit de la persoană la persoană, dar în fiecare zi. Noi, ca oameni care lucrăm în centru, avem de trimis pe cineva la un control medical, de asigurat că s-a întors înapoi. Nu am vorbit despre condițiile de cazare din centru. Ce ne spuneți despre acestea? Departe de a fi ideale, din punctul meu de vedere, pentru că, din perspectiva mea, calitatea vieții e foarte importantă pentru orice om ca să aibă o stare de bine generală și o sănătate emoțională, așa cum ne-am dorit cu toții. Însă, vorbim despre un centru în care există totuși camere cu 3 până la 13 paturi, în care încercăm să cazăm fie câte o familie într-o cameră, să-și poată închide ușa și să aibă puțină intimitate, fie familii care se cunosc între ele cu prioritate, care aleg să stea într-o încăpere un pic mai mare pentru a-și oferi suport. Când vorbim, spre exemplu, de două mame singure care au venit cu câte 3 sau 4 copii fiecare, pentru ele e de ajutor să locuiască două în aceeași cameră, una rămâne cu copiii, cealaltă merge să facă un duș sau să-și rezolve alte probleme și copiii sunt mereu supravegheați. Spuneți-ne dacă animalele de companie au acces în acest centru. Animalele de companie vin în centru. Avem mereu pisici și căței. Am avut și șinșila și alte animăluțe. În încercarea, tocmai pentru că este un centru de tranzit. Și deși în mod cumva atipic, oamenii la noi aleg să stea și pe termen mai lung. Avem persoane care stau de peste o lună deja, chiar de când am deschis centrul. Însă pentru că e un centru de tranzit și sunt persoane care stau doar o noapte în centru, am ales să punem animăluțele într-un spațiu separat, astfel încât mochetele din cameră să nu rămână cu păr de animale pentru cei care vin după și pot face alergie. Însă părinții, însă proprietarii pot oricând să stea cu ele și sunt tot timpul plimbate în curte, având o curte mare, și stau împreună cu familia. Chiar se întâmplă uneori familia să coboare să-și viziteze animăluțele noaptea, pentru că au acces oricând la ele și petrec timp împreună. Atmosfera în general la centru care este? Bine, sunt zile și zile, cu siguranță, oameni și oameni. Spuneți că este un flux continuu. Cu siguranță sunt oameni și oameni și sunt zile și zile. De foarte multe ori câte o știre care vine din Ucraina poate perturba complet starea de spirit a centrului. Însă, în general, pentru că e un centru care oferă și servicii sociale, oamenii au acces la un spațiu de coworking cu calculatoare unde se poate continua munca dacă lucrează în online sau se poate accesa un calculator să-și ia informații, cu cameră de joacă în interiorul centrului, o cameră de tip cinema, spații comune cu canapele în care să se poată odihni seara după ce s-au întors fiecare din căutarea unui loc de muncă sau făcut actele, și curtea care are un spațiu mare de joacă pe care l-am terminat de 2 săptămâni de amenajat. Starea de spirit e una frumoasă, aș spune, pentru că mereu sunt râsete de copii și voci care se aud pe coridoare. Sunt oameni care s-au angajat deja în Iași? Da. În ce domenii, dacă ne puteți spune? Sau avem. Dați-ne exemple. Inclusiv în centrul de refugiați am reușit să finanțăm câteva posturi în care dacă nu mă înșel, 2 dintre refugiați sunt angajați, dar au început
Și au făcut actele, merg, au la început să merg la interviuri, ne cer să le traducem, să-i ajutăm când apucăm să le traducem CV-urile, să poată merge la locul de muncă, să aleagă, să-și caute un loc de muncă. Oamenii își doresc o viață normală și atunci fac ceea ce e normal să faci atunci când vrei să fii autonom și vor să fii autonom. De donații mai este nevoie pentru sprijinirea acestor oameni? Dacă la început entuziasmul general a făcut ca valuri de donații să plece spre toate centrele sau spre punctele de trecere a graniței, în acest moment donațiile cumva s-au mai potolit, să spun așa, și probabil că ele vor scădea cantitativ pe parcurs. Dacă această criză va dura foarte mult, nevoia de donații va fi destul de mare cu cât ne îndepărtăm de 24 februarie, momentul de pornire. Exact. În acest moment, în centru, avem stocuri pentru tot ce au nevoie oamenii și acolo unde nu am avut, am pus fiecare ONG anunțuri direct pe canalele noastre de comunicare. Și au venit donații cu ce a fost necesar. Nu știu, rămăsesem săptămâna trecută fără balsam de păr, care așa poate pare da, ceva bizară, cumva da. Nesemnificativ, dar atunci când ești o femeie care, sau un copil, până la care urmă ești o fetiță, cu păr care lung, lung, care vrei să-l piepteni, era atât de mare nevoia. Niciunul nu s-a plâns când i-au întrebat, când au văzut că raftul unde era balsam de păr nu mai are nimic, au întrebat dacă mai este poate în depozit, le-am spus că din păcate în momentul acesta nu mai avem. Nu s-a plâns nimeni, dar cumva am văzut tristețea din ochii lor. A fost suficient să dăm un anunț și în două zile erau rafturile pline înapoi. Masa, foarte important acest aspect, cum este asigurată sau cum procedați când vine vorba de masă? Am reușit să obținem, e impropriu spus, am reușit să obținem, asta nu este meritul asociației mele, okay, de aceea okay, spun, okay, am okay. reușit noi ca echipă ca care coordonăm echipă, centru, da. De altfel FONSS-ul a reușit să obțină această finanțare și ea este asigurată zilnic, 3 mese pe zi, în regim catering. Pentru foarte, că foarte tare. Nu avem condiții să-și gătească în centru astfel încât deci nu să se gătește mâncarea nu se în centru. Nici condițiile de igienă n-ar putea fi respectate și e foarte important să-i ținem sănătoși pe acești oameni pentru că ei vor să se reintegreze într-o viață normală și nu putem să le punem sănătatea în pericol. Și atunci mesele sunt asigurate, eventual gustări își mai achiziționează singuri cei care au. Sunt oameni care nu au absolut deloc bani în buzunar. Adică am avut un refugiat care chiar ne spusese, mulți nu ne spun lucrurile astea pentru că le e foarte greu să spună astfel de lucruri, dar calculase că toate economiile erau echivalentul a 30 de lei românești. Doar asta era tot doar ce atât, avea. Doar atât. Averea. Și era o mămică venită cu doi copii. Ce părere au acești oameni despre români? Despre cei care sunt, i-au primit aici. Sunt foarte recunoscători pentru tot ceea ce au primit, pentru tot ceea ce au. E departe de o viață normală, de ceea e clar, ce aveau. E clar, e clar. Dar nu este zis să nu primim recunoștința lor și să ne roage să transmitem așa că vă transmitem. Sunt recunoscători pentru tot sprijinul pe care li-l oferim. Și cu siguranță speră să se întoarcă la casele lor cât mai curând. Unii dintre ei își doresc, toți își doresc în primul rând să se termine războiul. Asta este prima lor dorință. E clar, e clar. Dar pe lângă asta, unii dintre ei își fac planuri pentru momentul în care se întorc și speră că va fi dacă se poate mâine, iar alții au început să accepte faptul că s-ar putea să fie foarte lungă povestea asta cu războiul. Și atunci încep să-și facă planuri despre cum ar putea să-și construiască viața altfel decât întorcându-se acasă. E în funcție de personalitatea fiecăruia. Școlarii pot să-și continue studiile în această perioadă. Cum procedează? Foarte, foarte mulți dintre copii fac școală online. Așa. În continuare cu profesorii lor sau cu profesori din Ucraina. Au acces la internet în clădire, în clădirea centrului de refugiați. Și diminețile o să vedem că e liniște în toate spațiile, pentru că toată lumea face liniște pentru elevi care caută fiecare câte un colț liniștit să facă școală online. Seara, spre momentul în care se duc spre culcare, îi găsim după cină făcând teme împreună cu mamele la mesele mari unde iau masa în mod așa, normal. Așa.
Și majoritatea au continuat într-o formă sau alta școala. Am început în centru să, cu sprijinul uneia dintre refugiatele angajate, să facem cursuri de limbă română pentru adulți și sunt foarte entuziasmat. Ce frumos! Și avem câteva zile de când primim bună dimineața în fiecare dimineață în loc de salutul în limba ucraineană sau rusă. Și e foarte drăguț că vin și se străduiesc foarte tare să formuleze în română. Și sunt atât de bucuroși când înțelegem, e fantastică atmosfera când au achiziții noi. Asociația Parentis mai are timp și pentru proiectele personale în această perioadă? Personale nu, particulare, așa că sunt personale, pentru proiectele cu care le-ați obișnuit de altfel. Încercăm. Continuăm să ducem aceste proiecte, așa. Pentru că e foarte important și pentru oamenii din Iași să facem ceea ce facem în mod normal noi. Proiectele noastre de tradiție, cel de sprijin pentru alăptare și grupurile de suport pentru părinți și cel de siguranță auto, sunt și noi le considerăm proiecte de tradiție, cel puțin cel de alăptare are 10 ani, celelalte are vreo 3-4 ani de când le ducem. Sunt foarte importante și au avut succes foarte mare în rândul părinților care își doresc aceste informații pentru copiilor, așa încât în niciun caz nu ne dorim să privăm părinții din Iași de accesul la aceste informații. Pe scurt, cum se derulează aceste trei proiecte importante pentru asociație și pentru noi, bineînțeles, pentru noi părinții? Grupurile de suport, în perioada de pandemie, cumva am oprit sau le-am transformat în grupuri online, grupurile de suport, ceea ce nu a fost la fel de eficient, însă ne dorim să ne întoarcem fizic și să ne vedem cu oamenii, pentru că oamenii își construiesc relații în momentul în care se întâlnesc în grupurile de suport. Sunt grupuri de peer support, de la părinte la părinte, în care ei își oferă sprijin, își dau soluțiile pe care le-au găsit fiecare. Fac și asta îi ajută schimbul acesta exact, de fac schimb de informații, da. Și experiență și învață să fie empatici și răbdători cu ceilalți, dar și cu ei înșiși. Și asta e ce facem în grupurile de suport. În grupurile de sprijin pentru alăptare, în general, încercăm să aducem și specialiști, pentru că vorbim despre o țară, România, în care rata alăptării exclusive este încă foarte scăzută, este printre cele mai scăzute din Europa. Am făcut progrese fantastice în ultimii 10 ani de când facem această muncă și oamenii au multă informație față de ce era acum 10 ani când am început proiectele. Dar ele sunt încă necesare pentru că mamele sunt mereu altele, mamele de nou născut. Și atunci ce trebuie să știe o mamă la început de drum? Că în afară de... Vis-a-vis de alăptare, bineînțeles. Da, că ea este suficientă pentru copilul ei și că fiecare copil e unic. Și pe lângă asta sunt multe, multe lucruri. Multe informații. Dar că e suficientă și că ea se va descurca, că e natural și că e normal. Și pe lângă asta, că nu e o rușine să cere ajutor. De lungul istoriei omenirii, mamele au știut să alăpteze, da, e natural și e normal să facem asta, dar au știut să alăpteze pentru că ele făceau parte din comunități, învățau unele de la altele cum să facă asta. Noi nu mai trăim atât de în comunitate ca pe vremuri și atunci e foarte greu când tu vii de într-un birou, de la o carieră pe care ai coordonat-o și ai construit-o, să te trezești cu un bebeluș în mână când tu poate n-ai mai văzut un copil de când erai tu copil. Ca mamă. Și atunci e greu să fii mamă astăzi, în ritmul în care suntem noi. Și grupurile de suport și informațiile pe care le primesc de la noi pe alăptare vin să completeze acest gol construit de lipsa comunității. Și da, proiectul de siguranță auto, pentru că suntem fruntași la numărul de accidente rutiere și fruntași la numărul de copii victime ale accidentelor rutiere. Și noi nu avem această cultură. În România încă vedem copii mici care stau în picioare lângă părintele care conduce în față, în mașină, ori pentru un copil de câțiva ani, să stea în picioare în față, poate fi fatal și la o frână bruscă. Și avem nevoie de multă informare pe această temă pentru a ne ține copiii în siguranță. Pentru că da, copilul se supără dacă îl punem în scaunul auto, dar un copil supărat și în viață e mai bun decât un copil care nu s-a supărat. Bineînțeles. Iar în acest caz, cum anume sunteți aproape de părinți în cazul acestui proiect? Facem, am avut
evenimente publice. Așa. În care am povestit cu specialiști. Avem doi oameni trăinuiți internațional pentru a oferi informația necesară părintelui. Îi ajutăm să înțeleagă care sunt criteriile de alegere a unui scaun auto, cum se folosește un scaun auto corect, pentru cât timp îl folosim. Părinții descoperă de foarte multe ori cu uimire că simplu fapt că au toată informația despre un scaun nu înseamnă că au și scaunul potrivit și că uneori în funcție de mașina pe care o au, scaunul se va așeza complet diferit pe banchetă și atunci copilul nu are același grad de confort. Iarăși încercăm să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă testarea scaunelor auto, pentru că ele trec prin omologare, care e o testare de bază, dar după aceea trec prin niște teste similare Euro NCAP la mașini. Și atunci noi vorbim despre scaune foarte sigure, cele care au un scor foarte bun la aceste teste, ceea ce înseamnă că ele garantează supraviețuirea copilului sau cea mai bună șansă de supraviețuire a copilului în caz de accident. Și toți ne dorim să ne ținem copiii în viață. Cu siguranță, ne și apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații prețioase. Spor în tot ceea ce faceți, în toate proiectele dumneavoastră și vă așteptăm și cu alte Mulțumesc detalii. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Cu mare drag, doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.